Salut, sunt Ionut și urmărești Ultra Scurte cu Bunescu Vlog, episodul 5. Filmul de Revenant, rezumat în 5 secunde. Come on. Yes. Un tip de pe Reddit transformă pozele oamenilor în postere de film. Miliardarul și pulimea. Un reportaj de unde citesc doar vorbele spuse de miliardar unui român. Singurul lucru pe care pot să-l fac pentru țara ta este să angajez cât mai mulți astfel de puști și să-i plătesc al naibii de bine. De ce Apple va face din nou un iPhone cu diagonala mai mică? O tipă din Anglia și-a ucis iubitul pentru că stătea prea mult pe Facebook? De ce nu s-a dus Marian Godină la întâlnirea lui Iohannis cu societatea civilă? În Londra se va construi o nouă magistrală de metrou care străbate orașul de la est la vest. Aceasta va avea cam 60 de mile lungime și va fi gata în decembrie 2019, data la care probabil cei din drumul Tabrei încă nu vor avea metrou funcțional. Trei olteni au crezut că un polițist de la rutieră vrea să-i împuște cu radarul de tip pistol. Diferența dintre moschino și meschină pe Instagramul Deliei. După 40 de ani, Nadia Comăneci a pășit în sala unde a dat afișajul peste cap. Sorim Sat a dăruit unui om al străzii câte un leu pentru fiecare like primit timp de 10 minute la o poză. A dat Dumnezeu! În sfârșit vom avea vocea lui Morgan Freeman la un navigator GPS. Pe Waze, normal. Cam asta a fost și episodul 5, nu uita să te abonezi, să dai un like, un share, iar pentru mai multe informații despre Ultra Scurte, link-urile le găsești în descrierea de pe YouTube.